În Comunagii Armata, lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare continuă. Echipele contractate de primăria Giarmata au intervenit pe aleile Zorilor și Macilor. Aceste două străzi sunt primele pe care se intervine din cartierul Motruna, care intră într-un amplu proces de modernizare. Lucrările din subteran se vor finaliza în luna iunie, iar apoi vor începe procedurile de licitație și execuție pentru modernizarea străzilor.